Campionul olimpic Urzică își pregătește urmașul. La AS.ro Live, Urzică a povestit cum s-a antrenat fiul său la oală în timpul pandemiei. În starea de urgență, Urzică i-a cumpărat o oală fiului său ca să se antreneze. Nu putea să-i aducă acasă un cal cu mânere. Am ajuns în piață, am luat o dita mai oala de făcut gulaș sau eu știu ce, da. Și a dita mai oala, am tăiat mânerele. Am capitonat-o pe deasupra cu o mică salteluță. Urzică e trist când vede ce s-a ales de gimnastica românească. La Tokyo doar Larisa Iordache mai are șanse la medalie, deși concurează cu mari dureri. Trage așa cum poate, strânge din dinți și merge mai departe.